Salutare, prieteni! Astăzi, 26 februarie 2020, am decis să fac o prezentare a mărcii mele de uriaș de Transilvania. Mai am și câteva exemplare de uriaș german și berbec german, însă uriașul german și berbecul german sunt disponibile atât iepuri maturi cu punctaje în expoziții, cât și pui din aceștia. Așadar, să începem cu prima boxă. Și avem o femelă de uriaș german. A făcut 2 ani, pe 3 februarie, provenită de la Cristi Cârnu. Mi-a oferit două cuiburi bune. Din ea am avut un mascul prezentat în expoziție la Pitești și a obținut 95 de puncte. O femelă foarte bună, însă anul acesta n-am reușit să scot pui din ea. Am avut un singur cuib și acela l-am pierdut din cauza frigului. Acum e montată, așteptăm să vedem, posibil să fi prins pui, dar e disponibil. Mai departe, la a doua boxă, un mascul, uriaș german negru, adus de la Satu Mare. Un mascul adus pentru sânge. La uriașul de Transilvania, însă nu sunt sigur dacă voi face vreo montă cu el. Mascul destul de bun. Dacă sunt doritori, e disponibil și acesta. Mai departe, în boxa 3. Boxa 3, o femelă scoasă de mine, din mamă, scoasă la mine în crescătorie, și tata de la Cristi Cârnu, 96 de puncte la Pitești. Femelă, o mamă bună, mi-a oferit un cuib de 12 pui, însă am lăsat decât 6 la ea, mi-a dus destul de bine. Disponibilă și această femelă, și pui din ea, să-i prezint puțin mai târziu. Și avem boxa 4, femelă uriaș de Transilvania, din luna iunie 2019, montată. E provenită de la Ovidiu Petrean, la Cluj, județul Cluj, nu știu localitatea exactă, dar e o femelă destul de bună și sperăm că o să fie și o mamă bună. Mască, desen, poziție, tot ce trebuie la un uriaș de Transilvania. Aici avem 6 pui, uriaș german, din mama de la boxa 3. Și tata masculul de la Taxi Gabor, care l-am avut eu, mascul de 96 de puncte, mamă 95,5 puncte la expoziție la Pitești, un cuib destul de reușit. Au făcut, de fapt sunt născuți pe 3 ianuarie și urmează să-i tatuăm, să-i vaccinăm. I-am înțărcat de 2 zile și pentru a fi disponibil. Sunt 3 masculi și 3 femele. Dacă se găsesc doritori, cu mare drag. Aici, 2 femeluțe, 3 luni jumate, provenite de la domnul Romulus, Romulus Muntean, îl găsiți pe Facebook, crescător de uriaș de Transilvania. 2 femeluțe foarte bune, am achiziționat de la dânsul 2 femeluțe și un mascul pentru viitor. 2 femele bune, o dezvoltare bună, pigment, mască, destul de reușite. Așadar, așteptăm evoluția și pe toamnă cuiburi din ele. Mai departe, boxa 7, o femelă de la Marian Pârvu, la Bălăceanca, Ilfov. Crescător de uriaș de Transilvania, pe striți și așa mai departe. Deci avem un cuib de 5 pui. Au aproape de lună de zile. Unul e ciupit de ureche, e ciut. Spre binele meu, că e femeluță și rămâne crescătorie, rămâne în continuare la matcă. Un cuib de la care aștept un pigment bun. Nu știu dacă se vede pe filmare, dar blana e închisă la culoare și sperăm că odată cu înlăpârlirea
Avem și un pigment bun, bun, reușit. Aici, boxa 8, o femelă mamă din luna noiembrie 2018, scoasă de mine. Era crescută pentru a fi prezentată în expoziție. În expoziția națională însă au fost ceva discuții legate de niște boli și am ales să stau acasă. Așadar, avem și la ea un cuib 5 săptămâni, aproape de 6 săptămâni, un cuib de 5 pui, pui care vor fi selectați pentru viitor, pentru matcă și așa mai departe. Aici, două femele, femele din luna octombrie, scoase de mine. Cea de aici e din femela de la Marian Pârvu, care am prezentat-o mai devreme. Și cealaltă, într-o femelă scoasă de mine, din părinți scoși de mine. Două femele cu evoluție bună, un pigment bun. Așadar, așteptăm să treacă timpul, să evolueze cum trebuie și unde trebuie. Oricum, am mari așteptări de la ele și sper să nu fiu dezamăgit că am ales să cresc numai uriași de Transilvania. Aici avem o femelă uriaș de Transilvania, dar varietatea de culoare Havana, adică maro. Și la ea avem un cuib de 5 pui, au aproape de o lună de zile, 5 pui cu o evoluție bună. Așadar, cuiburi bune la uriaș de Transilvania, pui buni, destul de bun ca și imunitate. Și așadar, nu știu, să treacă timpul și să le vedem evoluție. Aici mai avem o femelă scoasă de mine, tot din luna noiembrie 2018. Un cuib de 4 pui, femela mamă-i soră cu cea prezentată anterior, cuibul cu 5, tot femelă din noiembrie 2018. Și avem un cuib de 4 pui. De fapt, femelele mi-au oferit mult mai mulți pui, însă aleg să opresc doar 4, maxim 5 pui la o femelă. Și puii aceștia au în jur de 6 săptămâni. La 2 luni posibil să fac o primă selecție și să fie disponibil din ei. Mai mult ca sigur ceva masculi vor pleca, femele mai puțin. Aici avem femelă din noiembrie, la 1 noiembrie 2018, scoasă de mine, din părinți scoși de mine, și ea mi-a oferit un cuib de 4 pui. Au în jur de 2 săptămâni. Abia ce le-au dat ochii, nici 2 săptămâni nu au. Abia ce le-a dat ochii și au început să mai miște și ei prin boxă. Niște gârsani. Mama se vede că are lapte și o duc destul de bine. Mergem mai departe. Și avem un mascul din luna octombrie. Mascul scos de mine, din mamă scoasă de mine, iar tata a fost provenit de la domnul Irinel Mane, de la Ploiești. Un mascul cu o evoluție bună și îl pregătim pentru expozițiile din toamna anului 2020, toamnă-iarnă 2020. Aici frate de-al masculului, tot mascul, din luna octombrie 2019, mascul pentru viitor, pentru expoziții. Deci avem ceva mai bun ca și pigment, ca și culoare, ca și blană, musculatură. După mine e un mascul reușit, niște pui reușiți și așteptăm să evolueze și sper să nu fiu dezamăgit. Mascul din
nu știu exact luna, dar are în jur de 3 luni jumate, frate cu cele două femele, aduse de la domnul Romulus Muntean. Mascul adus pentru marcă pentru sezonul 2020. Evoluează destul de bine și sperăm să nu fim dezamăgiți de evoluție și că am făcut alegerea de a merge decât pe rasa uriaș de Transilvania. Aici mascul în primă năpăglire de la Ovidiu Petran de la Cluj. Mascul care am făcut o montă, avem cuibul de acolo, cuibul cu 4 pui. Și așa dar ieșit tic, mascul din luna iunie. Destul de bun, ca și pigment, evoluție, dar năpăglește destul de rău. Aici, tot mascul din luna noiembrie, scos de mine, din părinți scoși de mine. Majoritar tata la cuiburi, la pui. Și e un mascul destul de bun. A fost pregătit pentru expoziție, însă, cum am spus și mai devreme, am ales să rămân acasă din alte motive. Facem și o privire de ansamblu așa. Boxele sunt pline ochi cu pui disponibili, maturi de uriaș german disponibil, maturi de berbec german. Și în continuare o să fac o mică pauză și în continuare mergem să prezentăm și berbecul german. Mai am 3 femele mature și ceva puiuți care sunt disponibili, majoritatea sunt disponibili la uriașul german și la berbecul german. O mică pauză și revenim. Aici avem cuștile cu berbecul german. Avem 4 exemplare mature și 13 puiuți. Puiuți disponibili, maturi disponibili. Să începem, nu știu dacă se vede atât de bine din cauza soarelui. Și avem un mascul. Mascul scos din mascul albastru care mi-a luat 95 de puncte în 2019 la expoziție la Pitești și o femeie de la Cosmin Cosma. Mascul care am montat, am ceva puiuți, dar nu la mine. Deci am montat niște femele care le-am vândut ulterior. Aici femela adusă de la Câmpul Lung, de la Denis, din iepurii lui Andrei Popescu, din campionul de anul trecut de la Pitești, al lui Andrei Popescu, și o femelă Salander. O femelă care mi-a oferit un cuib de 3 pui culoare Turing, 3 pui scoși cu campionul meu de anul acesta de la Pitești, 95,5 puncte, la expoziție la Pitești, campion berbec german Turing. Aici femelă, tot de la Câmpul Lung, de la Denis, soră cu cea prezentată anterior, varietate de culoare Turing matulat. Avem un cuib de 5 pui de la ea, pui cu o evoluție bună, i-am înțărcat, au 6 săptămâni, puțin săriți de 6 săptămâni, i-am înțărcat și sunt disponibili. La fel și mamele, masculul de perbec. Aici avem pui, 3 pui din femela Turing, 3 pui de culoare Turing, au în jur de 6 săptămâni, asta cu urechea plecată e femelă și ceilalți 2 sunt masculi. Disponibili, un preț bun, urmează să-i tatuez, să fac și vaccinul și vor pleca dacă sunt doritori, cu mare drag îi aștept acasă. Cuib de 5 din femela manculată, din nefericire sau din păcate am numai masculi din femela mantulată, mi-a oferit un cuib de 5, însă numai masculi. Sunt disponibili și aceștia și vă spun că aveți de unde alege. Pui buni, cu evoluție bună,
Au sărit un pic de 6 săptămâni. Aici, o femelă, Turing, scoasă de mine, un cuib de, au 5 săptămâni pui, un cuib de 4 pui. Aici avem două femele, doi masculi. Disponibilă femela cu tot cu pui, un preț avantajos, super avantajos, dar însă peste două săptămâni pot pleca și pui, dacă sunt doritori, putem face perechi, avem din ce și vă aștept cu mare drag. Cam ăștia sunt iepurii, boxele, așadar vă doresc o zi bună, sănătate la animale, sănătate vouă și să ne reauzim cu bine. Sper să postez mai des pe canalul meu de YouTube și ne vom revedea acolo. Eventual prin viitoare expoziții, dacă vor mai fi, ne întâlnim și o strângere de mână cu mare drag. Așadar, o zi bună, multă sănătate!